Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Ce începe bine se termină prost la Iași. Avem dovada vie, s-a întâmplat la multe sporturi în Iași. Acum este cazul și rugby-ului. Vedem că în ultimii 2 ani s-a început un proiect destul de frumos cu participare în Superliga. Au fost rezultate bune, s-a construit o echipă frumoasă. Iar acum se pune problema dacă se mai participă în Superliga. Până miercuri Politehnica trebuie să se înscrie în primul eșalon, dar sunt șanse mici din moment ce de la primărie se pare că se va reduce bugetul pentru această echipă. Invitatul emisiunii de astăzi este Cosmin Rațiu, antrenor principal Politehnica Iași. Bună ziua, Cosmin, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Vă mulțumesc și eu că m-ați chemat și sperăm să nu fie totuși o șansă mică să ne înscriem în Superliga, dar vedem ce va fi zilele următoare. Înainte de a discuta cu antrenorul de la Politehnica, aș dori să-i mulțumesc fanului care a trimis scrisoare pe adresa redacției. Am primit scrisoarea, vă mulțumesc pentru gândurile frumoase. Eu ce depinde de mine fac în emisiunea Top Sport, restul despre știri adresați-vă, vă rog, conducerii acestui post de televiziune. Cosmin, ați început pregătirile de ceva timp, încet, încet s-a încropit cât de cât un lot și acum vedem că emoții mari cu Superliga. Da, avem deja o lună de când am început pregătirea. Avem 19 jucători care au rămas de când s-a terminat Superliga 2016-2017. Am mai adus deocamdată, sunt 4 juniori care au terminat acum anul 18, care au jucat la turneul final la București. Urmând să mai aducem încă 5 jucători, deci o să avem în total de 9 jucători juniori de la domnul Stuparu, care au fost la turneul final la București. Marea problemă e finanțarea, ca de obicei la Iași. Da, marea problemă. Într-adevăr, vorbele care s-au auzit și care se aud, din păcate, deocamdată sunt aceleași. N-am auzit alte vorbe mai mărețe, să spun așa. Din păcate, iar spun că o să fie, să spun, jale, doliu pentru rugby-ul ieșan. Pentru că am încercat și am încercat să facem o echipă, cum a spus și dumneavoastră la începutul emisiunii. Am făcut o echipă frumoasă, o echipă competitivă, am avut niște rezultate bune, având în vedere că a fost primul an de Superliga. Mai rar se întâmplă așa ceva cu echipele care intră în Superliga, dar se pare că, din păcate, finanțarea este, din câte am înțeles, la jumătatea finanțării ce a fost anul trecut. Dar de unde crezi că a pornit această supărare a primarului pe echipa voastră? Nu știu, chiar nu știu și nu-mi dau seama. Sunt unele discuții care nu știu dacă sunt adevărate, ori fi adevărate, nu ori fi adevărate, sau au ajuns niște discuții la urechile dânsului. Nu știu, deci chiar nu pot să-mi dau seama de unde atâta supărare. Acum, nu știu, se va schimba total strategia voastră dacă nu vă veți înscrie în Superliga până miercuri? Absolut, adică am avut o discuție și juca în DNS, altceva acolo. Am avut o discuție și cu domnul director Manole, directorul clubului Politehnica. Da, într-adevăr, se pare că dacă bugetul o să fie cum s-a anunțat, singura șansă ar fi să mergem în DNS, în Liga a doua. Dar dacă o să lase bugetul acesta, dacă nu o să mai taie că mergem în DNS și din bugetul acesta, atunci suntem nevoiți să, nu știu ce să facem, să creștem copii, să jucăm în DNS,
Adică nu o să pot supraviețui, dacă o să pot supraviețui cu banii aceștia în, în DNS. Da, nu e păcat că de acolo ați venit, ați jucat în, în Superliga. Proiectul a fost frumos, a mers până acum, acum dintr-o dată... Este foarte păcat, într-adevăr. Foarte, foarte păcat. Dar am mai spus, poate domnul primar să revină la sentimente mai bune și să lase măcar bugetul anului trecut, de anul trecut, că atunci ne vom descurca. Schimbări și la conducere a plecat Bogdan Șaramet, acum am înțeles că este domnul Corneliu Ghenea. Domnului ce zice? Ce... Da, domnul Cornel Ghenea este președintele, da, este de anul trecut, președintele secției de rugby. Dânsul, am avut o discuție și cu dânsul, ar vrea un comitet de un comitet director care să ajute echipa nici de cum să intre în contact cu jucătorii sau cu... Nu, să ajute echipa. Deci, din adică fost... să nu mai fie manager, nu? Cum a fost Dan Codreanu, Bogdan Șaramet? Ai nevoie, sau... ai nevoie de un manager pentru relația între echipă și, și federație. Își cere manualul Federației Române de Rugby, își cere manager. Manager. Și atunci ai nevoie de manager. Ok. Managerul nu o să fie plătit din banii fundației sau din salariile care intră pentru jucători și staff. Va fi plătit de AJR. În caz că va fi nevoie de acest manager, pentru că ai nevoie, te obligă manualul Superligii. Chiar și în DNS ai nevoie de manager? Dacă nu, nu știu, nu știu manualul Superligii, pentru că eu sincer n-am jucat niciodată în DNS, de când joc rugby, și n-am antrenat niciodată în DNS. Sperăm nici de acum încolo să nu fie... Să nu fie cazul. Să fie cazul, da. Bun, din lotul cu care ați încheiat Superliga, câți jucători au plecat? Câți jucători au venit? Care e situația? Au plecat trei jucători. A fost Melecciu, care l-am avut împrumutat de la Steaua București. A plecat, chiar am văzut, am văzut niște poze. Sunt la Brașov în cantonament și l-am văzut în poze. Bravo lui, felicitări. A plecat Cătălin Sasu, care... Bogdan Sasu, Bogdan Sasu, care nu mai putea să rămână soția născând o fetiță și era greu aici, cu n-avea pe nimeni, de fapt el e din Constanța. Din Constanța, da. Da, și el și soția. Și a trebuit să se retragă acolo. După aceea Chiriac Ciprian a plecat pur și simplu și a luat bagajele, n-a mai spus nimic, a plecat. Și mai este jucătorul din Tonga, Teise Nisi, care a părăsit echipa, la fel și-a luat bagajele și a plecat. Fără n-a să spune spus, ceva? Da, n-a spus nimănui nimic. A anunțat mai de mult. Excelent că, pentru... Da, foarte bun. A anunțat mai de mult că el ar vrea să plece. I-am spus și am avut discuție cu el că în decembrie o să rezolvăm problema, să luăm bilete, să plece, lăsăm 2-3 luni acasă, după aceea să vină pentru celălalt, pentru reluarea Superligii 2018. Dar se pare că poate decis să plece acum. Dar sunt oferte, adică mai sunt jucători care ar vrea să plece. Pla era un jucător interesant pentru alte echipe, Balan. Da, sunt jucători, doar că au contracte cu noi deocamdată și trebuie să rămână la echipă. Doar dacă echipele care vor să ia, trebuie să plătească, nu știu, sumele care trebuie să le plătească, dar să plătească sumele pe ei. Da. În transfer. Cum te simți în această postură nouă de antrenor principal la Iași? Am mai fost puțin iarna trecută, până să vină domnul George. Da, mă simt bine, vă dați seama, e un început pentru mine, e ceva nou pentru mine și sper să pot să fac față
acestui nou capitol care începe acum. Am început să mă documentez, bine, am început de anul trecut să mă documentez, mai văd fel și fel de antrenamente, fel și fel de pregătiri, fel și fel de condiții ce au alții, deși din păcate noi nu putem să le avem deocamdată aici la Iași. Dar ușor, ușor, eu tot mai sper la Superliga și ușor, ușor să rezolvăm și celelalte probleme pe care le avem. Da, deci zilele astea sunt cruciale pentru Rubieșeni. Pentru... Absolut. Dacă nu, din păcate, trebuie să mergem unde ne se. Trebuie să lăsăm jucătorii să plece, pentru că nu poți să-i ții cu sumele care ne vor fi date, sau sper să nu ne dea sumele astea, să ne dea mai mult ca anul trecut, dar vom vedea până, sper ca luni, până luni să avem un răspuns. Ar fi, nu știu, e rușinos, ținând cont de faptul că Suceava, iată, se va înscrie în Superliga, au primit caietul de sarcini, da, sunt speriați ei un pic, dar am înțeles că toată lumea acolo pune umărul ca echipa să se înscrie în Superliga și să joace. Ar fi a 8-a echipă în Superliga, dacă rămâne continuăm și... Continuăm și noi, da. Da, un oraș mic, din punctul meu de vedere, dar cu suflet mare. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajute echipa. Cei care s-au lăsat de rugby, care mai au niște bănuți, vin lângă echipă. Exact ce se vrea și la noi să facem. Cu domnul Cornel Ghenea, au mai adus niște oameni care să dea câte 1000 de lei, 1500 pe lună, 2000, fiecare în limita posibilităților, ca să putem supraviețui. Gen așa vor să facă și Suceava. Da, dacă ar fi așa, la bugetul care îl aveți acum, cât? 450 de milioane, nu? Cât vă dă pe lună? Sincer, am auzit cât a zis mai mult, primarul că vă dă 450 mai multe sume, am citit mai multe sume, din câte știu și am înțeles, mai bine 500 de mii pe an. Adică 5 miliarde, exact, jumătatea anului trecut. Are și cam 450 de milioane. Bun, mai adună oamenii încă, să zicem, 100 de milioane, 100... 550 de milioane, nu prea ce să faci cu ei. Nu, n-ai cum să supraviețuiești în Superliga. Nu ai cum. În DNS, să spunem că acolo mai eventual să crești jucătorii, să mai aduci niște juniorii care la juniorii nu le poți da foarte mulți bani pentru că sunt și la început, ca și cum au fost și noi, mi-aduc aminte, câștigam 500 de mii vechi, cum erau atunci când am început să joc. Pace 1 milion și am crescut ușor, ușor mai... Nu poți să le dai, ia 20 de milioane la 19 ani, 18 ani. E prea mult. Într-adevăr, au și necesitățile lor, pentru că intervine o prietenă, o iubită, o, eu știu, mai... Mai o rată, mai o rată, să-și iau un telefon, un laptop, vor să meargă și la mare, părinții poate n-au bani, n-au susținere financiară și au și nevoie de bani. De exemplu, un junior, am înțeles că e pe la Constanța, lucrează pe la o terasă, pe la, acum, perioada verii, că să facă rost de bani. Bă, dați seama, cred că face mai mult de 1000 de lei. Da. Cât am putea noi să-i dăm deocamdată. Da. Și aici își pune și sănătatea în pericol. Absolut, poate absolut. Interveni o accidentare și... Da, absolut. Mai ales în Superliga m-a crescut foarte mult nivelul Superligii. Da, până acum care a fost media salariilor la Iași pentru Superliga? Deci a fost în jur de 2000, 2500 sau? În jur de 2500 și mai puțin 2300, 2400. Cam acolo a fost. Deci pe acolo. Asta în funcție de și cum plecau jucătorii sau care pleca, care venea. Cam acolo era nivelul salariului. Unii aveau mai mult, unii mai puțin. Niciodată n-a depășit 3500 de lei de jucători. Da, dar
acești bani, bun, cu acești bani, adică e ca și la fotbal, dacă dai pe un contract la un jucător de 5.000 de euro, el îți joacă de 5.000 de euro. Așa e și la rugby, dacă îl plătești 2.500, nu, îl joacă cam de 2.500 sau... Nu, la rugby e în felul următor. Aduc jucător, îl văd ce jucător este și recomandările pe care le-am primit asupra jucătorului. De exemplu, vă dau un exemplu, dacă aduc un jucător de la Timișoara care a jucat meci de meci la Timișoara, îi dau 2.000 de euro sau mai mult, 2.500-3.000 de euro, euro vorbim. Dacă Timișoara ia un jucător de la noi, poate să-i dea 2.000 de lei sau 2.500. Asta e în funcție de nivelul la care a jucat și nivelul jucătorului. Dacă e un jucător care joacă la echipa națională, m-ar costa undeva 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 de euro. Dacă nu mai mult, de euro, da. Dacă e un jucător care a jucat la, de exemplu, echipe mai... sau din DNS, sau Cluj, Dinamo, echipe mai slab cotate, atunci poți să-i dau undeva la 3.000 de lei, 4.000 de lei să-l aduc aici. Jucătorul pe care îl aduc la 4.000 de lei nu poate să joace niciodată la 3.000 de euro. Da. Dar jucătorul de 3.000 de euro pe care îl aduc la 3.000 de euro poate să joace de 3.000 de euro. Da. Poate să joace și mai jos de 3.000 de euro, dar nu, el e făcut în așa fel, adică face în așa fel încât ca meci de meci să fie la 3.000 de euro. Jucătorii străini ce zic de această situație? Deocamdată n-am stat de vorbă cu ei. Au fost întârzierile cu salarii care din luna ianuarie tot întârziere. Cu care bănuiesc că s-au obișnuit, nu? Cei s-au obișnuit, da. Tese, Misi, MOA... Da. Atelea MOA, celălalt că sunt verișori. Da, da. Da, s-au obișnuit și sud-africanii s-au obișnuit că unul și-a prins, a jucat și anul trecut aici în România și deja știi care sunt problemele. Și ei sunt mulțumiți că, de exemplu, sud-africanii că au plecat de acolo din Sud-Africa și că ei sunt văzuți foarte urât acolo, știți, cu negri, albi... Problemele lor, probleme, rasiale. Da, rasiale. Iar tongalezii au un nivel mic salarial în Tonga, ceea ce n-au ce face acolo, adică să bucurești că și-au banii ăștia, să spunem așa. Bine, au oferte și de la alte echipe, dar deocamdată au contracte aici și... Bun, și deci acum câți străini mai are Iași sub contract? Avem 4 sud-africani și 2 tongalezi. 4 sud-africani și 2 tongalezi. În cazul în care Iași nu se înscrie în Superliga, pleacă automat. Trebuie să, da, automat. Sau le reducem contractele substanțial, deși nu cred că le-ar conveni și atunci ar trebui să plece. Dacă le reducem și rămân, dacă le reducem și pleacă, nu avem ce să le fac. Și culmea că Iași a plătit niște bani ca să legitimeze, să da, cu actele, să-i aducă, să... Da, e 5.000 de lei la Federația Română de Rugby străinul. Adică un străin, 5.000 de lei. Legitimarea jucătorului străin. Dar vă dați seama, astea sunt riscurile și fără ei era greu și cu ei greu. E greu că n-avem bani să-i ținem așa. Dar oricum a crescut, nu, echipa odată cu venirea lor. S-a văzut, da, cum s-a văzut și diferența. De... Da, vă dau un exemplu concret. Anul trecut, când am început campionatul, s-a început cu, de fapt, când s-a început anul competițional, s-a început cu Cupa României. N-am avut nicio victorie în Cupa României. Ne-a bătut și Clujul aici, și CSM-ul aici. A fost... dezastru. Aducând sud-africanii tongalezi, s-a schimbat. Am bătut și Clujul. Aici de două ori odată am făcut egal cu ei. Așa, după aceea CSM-ul i-am bătut de două ori aici, puncte bonus. Adică s-a văzut
nivelul care a crescut. Da, da, pe final de campionat, cum eu mai știu așa, dar pentru telespectator, cum ați rezistat în câțiva jucători? Că... Da, eram la un moment dat și 16. 16 jucători. Da. Când chiar 15 în teren și o rezervă. Da, am câștigat la Cluj. Mai erau doi, Nicolas Moa, care era cu noi, l-am luat cu noi la Cluj, că el era suspendat, n-avea voie să joace. Și mai era Florin Curcan, care avea o întorsă urâtă, să spun așa, la Glezna, care l-am trecut pe foaie că n-aveam ce face. Eram doar 16 jucători. Și uite, așa 16 cât am fost, am reușit să câștigăm. Da, au fost momente frumoase și sper ca în continuare să fie aceleași momente frumoase, dar fără finanțarea care o avem nevoie, nu putem, din păcate, trebuie să renunțăm la Superliga. Continuăm discuția după o pauză de publicitate. Continuăm discuția cu Cosmin Rațiu, antrenor principal Politehnica Iași. Vorbim despre echipa de rugby, despre problemele de la această formație, care până miercuri trebuie să se înscrie în Superliga, ori viitorul este incert în momentul de față. Am vorbit, Cosmin, despre problemele financiare în prima parte. Vreau să te întreb despre colaborarea cu George Sava, cum a fost și ce a lăsat în urmă fostul antrenor plecat acum la Baia Mare? Da, a fost o colaborare bună din punctul meu de vedere, adică în primul rând are foarte mare experiență și am avut ce să învăț de la dânsul. A fost o colaborare frumoasă, încă și acum mai vorbim la telefon, ne mai sfătuim, mai discutăm, am rămas prieteni. I-am și urat baftă multă la noua echipă. Asta a fost soarta să fie, dar tot din cauza problemelor pe care au fost aici la da, echipă. S-a zbătut mult. George Sava mi-a spus de multe ori că n-a pățit la nicio echipă. Nicio echipă la care a fost, dar și are ani de zile care a antrenat. A fost de toate, și antrenor, și... manager, și tot ce a trebuit, și organizator, și toate nebunile, da. Lui și acum spune că îi pare foarte rău că a trebuit să plece, dar nu mai avea ce face, adică nu mai suporta ce se întâmplă aici la echipă. Cu toate că sper ca pe viitor să se schimbe ceva, deocamdată a rămas doar cu speranța, dar totuși sper în continuare să... Acum vreau să te întreb pe tine dacă ești pregătit să le faci pe toate, că bănuiesc că vei trece prin... Ușor, ușor... Aceleași lucruri. Da, ușor, ușor am început într-adevăr să le fac pe toate. Nu chiar pe toate, dar ușor, ușor trebuie să le facem. Îl mai am și pe domnul Iftode, care este lângă mine și împărțim treburile la doi, cum ar veni, deocamdată. Ce va fi pe viitor, nu știm, pentru că, din câte am spus, manualul Superligii mai ai nevoie de mai mulți oameni care să fie lângă echipă. Acum, să vedem cum facem. Câtă răbdare ai și... La ce nivel de suportabilitate ești acum? În primul rând, eu sunt ardelean. Deci răbdare am foarte multă. Numai că problemele cu care ne întâmpinăm, cu care ne confruntăm acum și care sunt în momentul de față, am nevoie de foarte mult timp care să rezolvăm majoritatea problemelor. Din păcate, unele le mai avem de pus la punct. Din fericire, unele le-am pus la punct, dar totuși mai avem nevoie de... Timpul e scurt, ne presează. Trebuie să mai aducem jucători în cazul în care rămânem Superliga. Neapărat trebuie să mai aducem linia 1, linia 2. Obligatoriu. Pentru că nu poți să joci cu
doi pilieri sau unul care avem deocamdată. Să vedem, să vedem ce va fi pe viitor. Tu ai încredere că vei scoate la liman această barcă? Cu ajutorul Atanet, singurul lucru care ne încurcă deocamdată ar fi finanțarea. Da. Pentru că am stat de vorbă și la echipe din țară, am cerut chiar și împrumut jucători. Urmează pe săptămâna viitoare să merg, sunt foarte bun prieten cu președintele moldovene de rugby, Alexei Cotruț, care este acum, că nu mai e domnul Revenco. Și chiar mă așteaptă să-mi prezinte niște jucători acolo, eventual să luăm de acolo sau... Așteptăm decizia echipei Suceava, dacă noi o să mergem în continuare în Superliga, să vedem dacă se înscriu sau nu, dacă nu, poate ne ajute ei cu niște jucători, chiar și sub formă de împrumut. De la celelalte formații, că la un moment dat CSM-ul avea un lot de speriere, la fel Timișoara, Baia Mare... Știți care treabă și cu CSM-ul? CSM-ul contactează jucători de la noi, aflat sub contract, deși în regulamentul Federației Române de Rugby spune că nu ai voie să contactezi jucătorii, îi contactează, trage de ei, vino, că e CSM-ul. Da, CSM-ul ce dă afară, îmi cere un jucător la schimb. Ceea ce eu am nevoie să completez lotul, nu să dau la schimb jucători pe altcineva. Dau ceva mai bun și au ceva mai slab. Mai slab, da. Da. Bănuiesc că la celelalte formații din Superliga nu sunt așa probleme, doar la Cluj, nu? Sunt ceva probleme financiare, nu? Da, și Clujul, am înțeles că s-a întărit cu ceva jucători de la CSS Baia Mare. Am înțeles în jur de 10 jucători juniori, da, care o să-i crească. Într-adevăr, și noi avem 9 juniori, dar e un pas foarte mare de la juniorii under 18 până la seniorii. Deci nici măcar intermediara de DNS nu... Nu. E un pas foarte mare și din punctul meu de vedere, din ce mă gândesc, foarte mulți o se sperie de ce este în Superliga. Deci atât de ridicat este nivelul. Da, este foarte ridicat și e foarte greu acum să joci în Superliga. Și, Doamne ferește, în primul rând își riscă e sănătatea. La ce nivel este, nu? Păi vă dați seama că se gândesc în primul rând... Te gândești în primul rând la accidentări? Da, sănătatea mea, pacea banii. V-am spus, nu poți să-i dai 30 de milioane, 50 de milioane la un jucător, la un junior. 1000 de lei, 1500, 2000 până în 2000. Bă, dar ce fac? Îmi rup oasele. Exact, astea sunt discuțiile. Îmi rup oasele pentru 2000 de lei. Mă duc, chiar avem un junior care a zis că domnule, dar face și mie contract că dacă nu mă duc, am găsit la o firmă de pază și protecție. Păi asta nu e un viitor al tău. Și junior foarte bun, a fost la echipa națională Under 18, care a fost la campionatul european, a și jucat titular și a spus, asta nu e un viitor de al tău, să te duci, stai să păzești niște gherete sau eu știu ce mai faci pe acolo. Viitorul tău e aici. Crești un an, doi, trei aici, ai plecat la o echipă mare și ăsta e viitorul tău. Deci asta este concepția tinerilor în momentul de față. Și uite, probabil îi presează financiare, presiunea financiară. Da. Ei cresc, au nevoie, văd în stânga, văd în dreapta, fel și fel de nebunii mai apar acum. Vreau să mai meargă și în excursie cu prietena, vreau să mai meargă, nu știu, într-o țară străină și chiar sunt probleme. E diferență mare față de momentul acela când ai debutat tu în rugby, da, cu aceste timpuri? Eu prima dată am debutat la Lupeni împotriva echipei Dinamo. Avea Dinamo niște jucători. Atunci se punea accentul pe masă. Adică
dacă ești mare, ești bun. Acum nu se mai pune pe masă, se pune pe forță, pe viteză. Să fac o comparație, cum ai întrebat, e un nivel mult, mult, mult mai mare decât era atunci. Adică e mult mai fizic jocul de acum decât era atunci. Da. E schimbat foarte mult. Cum vezi această, cum să zic, supremație a celor de la Timișoara? Cum să zic, era și normal, pentru că... Adică ai investiții, ai rezultate. Adică... Da, ei, de când au început să investească, chiar în primul an n-au avut wow rezultate. Dacă nu mă înșel, au luat doar Cupa României. Dar ușor, ușor, anul următor, în 2 ani, 3 ani, au început să pună pe picioare o echipă extraordinar de puternică. Și am observat numai zilele trecute, l-au adus pe Ionel Badiu, jucător de echipă națională, pilier, care juca în Franța, adică înseamnă ceva să pleci din Franța, să vii în România să joci, înseamnă că trebuie să ai un proiect bine pus la punct. Dar pe ei interesează în primul și în primul rând, cât îmi dau seama, cupele europene. Cupele europene, da? Decât campionat. Și după aceea campionatul, într-adevăr, că dacă nu câștigi campionatul, nu poți ajunge să joci cupele europene. Da, eu mă mir că i-au lăsat pe Burcea, pe Calafeteanu să plece și, până la urmă, tot i-au luat campionatul. Da, m-au lăsat niște jucători... Jucători de echipă națională. De echipă națională, niște jucători buni, într-adevăr. Probabil asta a fost alegerea lor să plece de acolo. Terminându-le contractul, au ales să plece la CSM. Au plecat la CSM. Timișoara n-a stat cu mâinile în sân, au adus niște jucători... Dacă nu mai buni, cam la același nivel cu ei, cu jucătorii care au plecat. Toți jucătorii care au plecat de la CSM au fost înlocuiți de jucători la același nivel sau mai buni. Ca să facem așa o comparație, ce buget are Timișoara, Baia Mare și ce buget a avut Iași anul trecut? Nu știu, Timișoara, singurul buget pe care l-am înțeles, l-am auzit, nu știu dacă e adevărat, nu pot să spun. A fost al echipei Steaua 1,5 milioane de euro pe an. 1,5 milioane de euro, da. Pe an și Iașu cât a avut? Un euro... 282 de mii de euro. Cam așa. Deci de 5 ori mai mic și vrei performanță, da. în Ruibii. Da, 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 nu se și, poate. Și Steaua încheia pe celor, locul pe 4. Locul 4. Vă dați seama ce CSM-ul, ce buget are. Ce buget are Timișoara, ce buget are și... Timișoara. La Baia Mare se face o chestie care... Eu am mai spus oamenilor care au fost aici sau le spun și celor care o să vină. Și poate ajungem pe undeva pe la Consiliul Local să vorbim cu niște... oameni care investesc aici în oraș. Se angajează niște jucători de la echipă, gen, da, poți să le dai 1000 de lei, da, eu restul de bani vin din fundație și le dau restul de bani. Altul angajează cu 2000, doi jucători, 2000, 2000, 4000 de lei. Eu 4000 de lei scad din fundație, pentru că am, da, și așa face Baia Mare și face un lucru foarte bun. Asta-i, deci angajează la firme locale, la firme locale, private. Da, ținem și mie un jucător, poți să-mi ții un jucător, da. Poți să-mi ții un jucător, da. Poți să-mi ții doi, da. O firmă mai mare, poți să-mi ții trei jucători, da. Poate ei se mai duc și pe acolo, mai, eu știu, o oră, două, mai mută un... Da, un lemn, ceva, sau... Da, ar putea să facă și ea, da, la fel. Asta ar putea. În vacanță... Să-i mai trimiți un pic pe acolo, le mai dai bănuții și cu carte de muncă, cu tot, așa le-ar conveni și lor. Da, la ce să ne așteptăm în următorul sezon competițional, Superliga, Cupa Regiului, adică aceeași... În caz că ne înscriem, spui.
per total, așa, la toate echipele? Per total. Din nou va câștiga Timișoara tot? Să dau un pronostic, așa să spun, dar nu pot să fiu sigur de acest lucru. Ideea mea și, da, eu spun că Timișoara, într-adevăr, pentru că văd că mai mult se investește și din câte am înțeles o să vină niște jucători foarte buni. Deci, de fapt, au și venit doi de la Baia Mare. A venit Luc Samoa, fundașul care joacă și uvertură pe la Baia Mare. A venit centru Lei Atawa. Și a mai venit un jucător extraordinar de bun care a fost la Faru Constanța acum 6-7 ani, William Helu, care a jucat în Scoția, a jucat prin Marea Britanie pe acolo, echipe extraordinar de bune. S-au întărit foarte bine și pe trei sferturi, în afară de ce jucători aveau. Și am înțeles că vor mai aduce niște jucători la fel de buni. Adică îmi dă convingerea că ei ar lua cam tot în România. Bine, la bătaie cu Baia Mare, cu Steaua, că nici ei nu o să stea cu CSM-ul, care s-a întărit iarăși foarte bine. O să fie o bătaie între astea patru echipe, o bătaie mare. Da, mai avem 5 minute din această emisiune să discutăm puțin despre echipa națională, că a fost jucător al echipei naționale. Ce părere ai despre acest proiect? Da, echipa națională a crescut foarte mult de când a venit Lin Howells, nu? Și de când a venit domnul Lin și de când s-au naturalizat acești străini. Pentru că noi tot timpul eram o grămadă bună, trei sferturi, nu aveam, pur și simplu, nu aveam trei sferturi necesare să faci față echipelor mari. Și cu naturalizarea acestor jucători a crescut nivelul și pe trei sferturi. Și șansele noastre de a ajunge la campionatul mondial? Eu spun că sunt șanse 100% să ajungem. Nu știu, pentru că România n-a ratat nicio ediție. Da, nu o să rateze nici acum, pentru că, într-adevăr, Spania e o echipă care a crescut foarte mult în valoare, dar eu spun că n-avem cum să ratăm. Într-adevăr, s-a început prost cu meciul ăla din Germania, care jucătorii au crezut că e foarte ușor, dar n-a fost. Au naturalizat și nemții, au naturalizat o grămadă de jucători, spaniolii la fel, dar eu spun că nu o să avem probleme în calificare la Cupa Mondială. La fel, vreau să te întreb, diferență mare între cum juca naționala când evoluai acolo și actuala echipă națională? Da, este diferență mare, într-adevăr, pentru că rugby-ul s-a, ca și regulament, s-a schimbat foarte mult. De atunci, de când eu ultimul meci l-am avut în 2013 sau 2013, s-a schimbat foarte mult. Sunt 4 ani de atunci, vă dați seama, s-au schimbat o grămadă de reguli, care acum și s-a vrut mai de mult să se joace mai mult în viteză, să timpii morți să nu mai fie, să tot timpul să fie într-o continuă mișcare. Erau și alte cerințe atunci, având, de exemplu, o grămadă mare, jucăm mai mult pe grămadă, mai mult pe grămadă, pe grămadă, să tocăm adversarul și după aceea să dăm drumul pe trei sferturi. Pe când acum jucăm puțin pe grămadă, mai mult pe trei sferturi, pentru că avem jucători foarte buni pe trei sferturi, linie de trei sferturi bună. Profităm de lucrul ăsta, să spun așa. Vreau să te întreb, când vor vedea ieșinii un jucător de la Politehnica pe la echipa națională? Au fost doi jucători chemați
în pregătirile echipa națională. A fost Plan și Bălan. Nu, a fost Tudor. Tudor. Și Bălan. Plai a prins, într-adevăr a prins echipa națională, dar de rugby 7, naționala de seniori. Da, este un jucător foarte bun, mai ales de rugby, la rugby 7 se vede foarte bine pentru că are schimbări, are viteză, vede foarte bine terenul și a fost la două turnee acum cu naționala de rugby 7. Și sperăm, vă dați seama, dacă mergem în DNS, iarăși revin cu aceeași problemă. Mergem în DNS, nu prea poți să chemi jucători de acolo. N-ai cum, nu-ți permis ca echipa națională, dacă te respecti. Dacă rămânem în Superligă, eu sper ca încă un jucător, doi, în afară de ce au fost chemați, ar vrea să mai fie chemați acești jucători, și plus un jucător, doi, să mai fie chemat la echipa națională. Da, îți mulțumesc, Cosmin, pentru prezența în emisiune. Acestea sunt problemele de la echipa de rugby. Sperăm să vedem în continuare rugby de calitate pe stadionul Tepro, pentru că este păcat, după investițiile făcute în acest proiect în ultimii 2 ani, este păcat să o luăm iarăși de la început abecedarul rugby-ului, iar divizia națională și iar să așteptăm câțiva ani la rând să vedem formații precum Timișoara, Baia Mare, Steaua, Dinamo aici pe Tepro. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, Cezar Floristeanu vă urează toate cele bune. La revedere.